Eu în copilăria mea am crescut auzind un toast atunci când părinții ridicau un pahar de vin bun, dă Doamne ploaie. Și visul meu este ca acest toast să dispară din lista toasterilor pentru voi, agricultori. Asta ar însemna că în epoca informațională trebuie să ne grijim să facem agricultură modernă și să nu mai depindem în totalitate de condițiile climaterice sau de vremea care este afară. Îmi doresc ca fermierii noștri poate nu să se gândească să vândă ceea ce produc, dar poate mai mult să producă ceea ce se vinde. Iată de ce vă încurajez să avansați cu încredere în zone și produse cu valoare adăugată înaltă, să investiți în echipamente moderne, să investiți în tehnologii moderne, astfel încât cu toții să fim absolut siguri că roada pe care am crescut-o va fi vândută și vom obține profituri în urma acestei activități. Dragi agricultori, vă asigur că guvernul și de azi înainte va rămâne un partener și un prieten adevărat al dumneavoastră și vă va susține.